În comuna Malovăț, munții de gunoi și-au făcut apariția. Firma de colectare și reciclare BCA Bioservice a decis cu nepăsare față de cetățeni să creeze munți de gunoaie chiar lângă casele oamenilor. Primarul comunei Ion Michescu dorește binele comunității sale și a luat imediat atitudine. Primarul localității Malovăț, Michescu Ion, a primit mai multe reclamații din partea locuitorilor localității pe care o conduce. Cum că ar exista doi munți imensi de gunoaie și că mirosul este insuportabil. Din surse am aflat că firma BCA Bioservice nu a ridicat deșeurile și le-ar fi depozitat fără înștiințarea gărzii de mediu. Ne aflăm în comuna Malovăț, unde munții din gunoaie și-au făcut apariția. Firma de colectare și reciclare BCA Bioservice a decis să construiască munți din gunoaie chiar lângă casele locuitorilor din Malovăț. De asemenea, s-a încercat acoperirea acestora cu nisip și pământ. Din păcate, la aproximativ o săptămână după ce acest caz a devenit public, autoritățile nu au transmis încă niciun punct de vedere oficial. Locuitorii se arată foarte nemulțumiți de praful, zgomotul și mașinile de mare tonaj care trec prin zonă depozitând gunoaiele. De asemenea, responsabilii continuă să acopere deșeurile cu pământ și nisip. Totodată, nu am primit nicio poziție oficială de la autoritățile competente, iar primarul Michescu Ion este singurul care își dorește să rezolve problema pentru ca locuitorii comunei să nu fie afectați. Ca de fiecare dată, acesta ia atitudine și luptă pentru locuitorii comunității pe care o conduce.